Tribune, plebe! Să trăiești, prietenul meu! Poftim? Să trăiești, prietenul meu! A, să trăiesc! Să trăiesc, da, da. Să trăiesc și dumneavoastră! Lasă loc, vă rog! Să mulțumesc, prietenul meu! Să trăiești! Vă ascult! N-am mai spus nimic! Păi, știu, știu că n-ați spus nimic, adică vă ascult de ce ați venit aici, adică... E, da. Deci, dacă eu am venit, da. Da, sigur. Puteți poporii locuiți? Îmi cer scuze, n-am înțeles. Puteți poporii locuiți? Poftim? Puteți poporii locuiți? Îmi pare rău, nu înțeleg. Păreți în urechi. Iertați-mă, nu înțeleg nimic. Puteți poporii locuiți? A, dacă sunt doctor logoped... Băi, vremea meu! Da, sunt doctor logoped, medic specialist, adică mă ocup cu problemele de dicție, de vorbire, într-un cuvânt cu problemele de vorbire. Da, am venit, perfect! Perfect, spuneți. Aveți pentru un prieten al meu care are probleme cu vorbire. Poftim? Aveți pentru un amărit al prietenul meu care are probleme cu vorbire. Ați venit pentru un prieten de-al dumneavoastră? Da, prieten! A. Nu ați venit pentru dumneavoastră. De ce e prezent? Eu vorbesc că e impecabil. N-aș zice. După părerea mea, aveți grave probleme de vorbire. Nu mă sperie, frate meu. Păi, da. Ia spuneți problemele. Cu ce să începe, frate meu? Cu nevoi știți, cu care mi-a luat mie, Nu am înțeles. Menor șezul cu zaga, menor șezul care vă spune că acum e greu, mai care mai că tot pori, care tot trebuie. Nu mai puțin. Nu problemele dumneavoastră personale. Am și eu lucrurile mele pe inimă. Da, nu. Nu. Spuneți cuvântul probleme. Cuvântul probleme. Doar probleme. Doar probleme. Domnule, repetă după mine. După mine. Nu, domnule, nu repeta după mine, spune după mine! Aia, ieri, am înțeles că știți... Păi, se poate, vă rog! După mine! Ce faci, domnule, stai jos, domnule, nu spun, nu vorbi în spatele meu! Dar mă, cu și brălele meu, ești amicat! Ok, bun. Domnule, ai grave probleme de vorbire. Nu mi se pare. Nu ți se pare? Nu brălele meu. Eu sunt medic logoped de 25 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Acum ai înțeles, fratele meu, Înțelege-mă că n-am înțeles nimic! Am intuit și asta cu mare greutate! Știi cum se numește asta? Oltenia! Poftim? Oltenia! Oltenia? Da, fratele meu! Dom'le, nu unde ne aflăm? Cum se numește problema asta pe care o ai dumneata? Dislalie! Mărbărie la topărie! Doare! De dislalie! Știi ceva? Să nu te doară la păpădie pentru că dumneata e o boală. Înțelegi? Asta e o boală, dar stai liniștit că se poate vindeca. Eu uite, prietenul meu, vine aici să te duci că e bolnav. Nu, domnule. Nu ai venit sănătos, ai venit deja bolnav. Parcă m-a luat un pic la lingurică. Fii atent, hai să ne calmăm. Da, prietenul meu, m-am calmat. Spune, pronunț corect fiecare cuvânt. Pronunț corect fiecare cuvânt. Mai spune o dată. Pronunț corect fiecare cuvânt. N-am înțeles nimic. Poate n-am eu probleme cu gura, ai tu probleme cu urechile, prietenul meu. Nu am probleme cu urechile. Dom'le, nu am probleme cu urechile. Bă, da, sunt un pic clăpăuțe. Pentru numele lui Dumnezeu, hai să ne calmăm. Să ne calmăm, prietenul meu. Spune așa. Pronunț. Pronunț. Nu. Pronunț. Pronunț. Nu, pronunț. 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 Mă zăpăcești, pronunț. Vreau să aud râul. Vreau să aud râul. Dacă vrei să auzi râul, du-te pe mălul ap. Ce să fac? Du-te pe mălul ap, nu știu. Dom'le, nu vreau să aud apa cum curge, nu râul. Vreau să aud râul dumitale, cum pronunți dumneata litera R. Înțelegi? Zi, R. Pr, pr. Așa se aude, uite. Pr. Zi, pr. Hai! Prrrr! Mă dă la psihiatrie, poți? Să faci un control. Ce să fac? Să faci un control de la cap de sacă băieții, un RBR.
domnule, te rog frumos. Pronunț, hai. Pronunță, hai. Domnule, nu eu să pronunț pentru numele lui Dumnezeu. Bun, hai să schimbăm. Facem altfel. O luăm pe bucăți, da? Da, problem. Spune. Pro. Hai. Preferi antena. Am semnat cu ei. Numele lui Dumnezeu, simt că-mi nebunesc. Olguța! E Olguța aici, ce? Da, e dincolo. Asistenta mea, Olguța! Așa o cheamă pe asistentă, Olguță? Așa o cheamă, Olguța. Mă duc la biserică, fratele meu. Olguța! Da? Anulează-mi toate consultațiile pe ziua de astăzi. Simt că-mi pierd mințile. Toate, toate? Toate, toate. Ieși! Omule! Da, frate. Tovarăș! Cetățene! Fratele meu! Da, frate. Înțelege! Ai grave probleme de vorbire. Ajută-mă ca să te ajut! Vreau să aud un R. Înțelegi? Litera R. Spune R. R. Nu. R. 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 Nu, ascultă. R. R. Nu. R. 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 Mușcă! Lăsiți-l câine! Îmi vine să bați pânzuri! Vine să bați pânzuri? Da! Am o soluție mai bună, prea meu! Care? Și acum să vorbim de problemele mele, să vorbim! Da! Schimbăm exercițiu. Vă dau... Schimbăm și foaia, da. Ne calmăm. Da, problemele meu. Haideți un exercițiu mai simplu. Mai simplu, da. Spuneți după mine. Da. Pax, pex, pix, pox, pux, pax. Simplu. Pax, pix, pix, pox, pax. Eu cred că am spus destul de bine. Destul de bine cu o mică problemă. Spuneți rar. Rar? Nu spuneți rar. Păi știi, nehotărât din fără mea, spune rar. Gata, am înțeles, bun. Știi ceva, bă, dar dumneavoastră trebuie să faceți zilnic exerciții de vorbire, înțelegeți, de dicție, de-a-l-l-l-l. Cu orice cuvinte care conțin litera R, litera P, litera S, orice cuvinte. Uitați, de exemplu, am tras un pârț. Eu am simțit de vreo 5 minute, dar zici că să nu spune. Nu. E ca bine zlou, prea. Nu, îți scuze, nu m-ați înțeles. Nu, domnul cu mustață i s-a făcut rău. Da, nu. E smurdu, e galben. Dumneavoastră spuneți, am tras un pârț. Ce acum, dai vina pe mine? Nu, domnule, îmi cer scuze. Cum... Poate e domnișoara. Poate e domnișoara, da. Cum vă numiți? Îmi cer scuze. Miu. Cum? Mitelu. Ah, Mitelu, da. Nu, Mititelu. Mititelu, da, îmi pare, domnul Mititelu. O să vă dau un exercițiu simplu, pe care dumneavoastră o să-l faceți în fiecare dimineață și seară, înainte să vă culcați, da? Da, exercițiul sună cam așa. Un fascicol fosforescent, fascinant și incandescent, suscită o fascinație susceptibilă de un scenarist sceptic care a descins cu scenariul său într-o piscină luată drept scenă. Mersi, Valeriu. Nu, stați puțin că trebuie să vă dau un exercițiu. Vă dau exercițiu. Nu e nevoie, fratele meu, că l-am reținut pe de rost. Nu, domnul Mititelu, se poate, adică nu cred. Trebuie să vă... L-am reținut pe de rost, fratele meu. Da? De. Un fascicol fosforescent fascinant în care zice o fascinație susceptibilă de un scenarist sceptic care a descins cu scenariul său într-o piscină luată drept scenă. Hai să trăiește, fratele meu. Da? Anulează-mi toate consultațiile și pe ziua de mâine. Să vă anulez toate programele. Da, surioare mea, anulează toate programele. Da, bine, frate. Bine, surioare mea, ești liberă. Am tras un pânt. Da.